În sala Alexandr din Marele Palat al Kremlinului, președintele Federației Ruse Vladimir Putin, a primit scrisorile de acreditare de la ambasadori din 23 de state, inclusiv de la ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc. În cadrul discursului său, Putin a prezentat abordările în cooperare cu țara noastră. În abordările noastre, în cooperare cu Republica Moldova, din tradițiile de prietenie și valorile speciale spirituale comune care leagă popoarele noastre. Anul acesta vom marca cea de-a 20-a aniversare a Tratatului Bilateral de Prietenie și Cooperare. Vom continua să promovăm căutarea unei soluții corecte la problema reglementării transnistrene, realizarea acordurilor privind statutul special, sigur garantat al Transnistriei, cu respectarea suveranității și asigurarea integrității teritoriale a Moldovei.